prima statistică a situației, a raportului dintre populația și avorturi între 21 și 2015. Da, Rusia, România, Estonia sunt acolo în frunte, Belarus, Bulgaria, Ungaria. Da, în România, pur și simplu, în acea perioadă, mai mult decât populație a fost numărul de avorturi și ne sperie acest lucru, 117% per global. Este o altă statistică legată doar de România în aceeași, în perioada 1958-2014. Vedem într-adevăr că avorturile au fost destul de mari între 59 și 1966, o scădere drastică între 67 și 89 și o creștere alarmantă începând din 1990, ca un boom în acea perioadă. Mai avem un grafic sugestiv, zic eu, pe harta lumii, da, într-adevăr, Rusia, România, sintetizează într-o altă prezentare grafică clasamentul în ceea ce privește primele 10 țări în acest aspect, raport între populație și avorturi. Într-adevăr, pentru România, până în 2014, dinamica a fost destul de interesantă. E un grafic nou care, în fond, ne arată, poate comentați acest lucru, în ce măsură în 1989, de acolo încoace, după Revoluție, avorturile au crescut, a fost o liberalizare după ce în timpul comunism a fost o perioadă importantă de reducere a avorturilor și o altă prezentare grafică privind raportul dintre numărul de avorturi și mărimea populației. A fost câteva grafice, eventual puteți să comentați acest lucru. Știu că în dinamica și spirituală și politică a României, anul 1989 a fost un punct de reper, a fost perioada comunismă, când știm și noi, a fost valuri și perioade în care Ceaușescu a interzis avorturile. A fost sau nu benefic acest lucru? Poate puteți să comentați puțin aceste statistici. Sigur că deja de Vietnam, care a fost în frunte, acum se pare că Rusia domină ca procentaj. Noi avem un dezonorant loc 2 în acest lucru. Poate puteți să comentați aceste statistici internaționale. Cred că un lucru care relativizează oarecum statisticile vizează accesul la informație. Deci, cu siguranță că în perioada înainte de 1989 accesul la informații și mai multe la momente statistici sunt județe, majoritatea județelor din România nu aveau nicio informație statistică înainte de 89-90 vis-a-vis de ce se întâmplă la capitolul ăsta. Deci e foarte multă neinformare. Ca urmare, e greu de spus ce se întâmplă. Știm sigur, undeva între 1963-1965, peste 3,5 milioane de copii au fost abordați înainte de decret sau intervenția, să zic așa, legislativă. Deci putem presupune că realitatea e mult mai sumbră înainte de 89 decât se pare. Doar că după 89 au început să apară sisteme de evaluare, de informare. Cert este că într-un material pe care îl studiam cu câteva ore înainte, 49% din femeile intervievate între 18 și 49 de ani susțineau că statul nu le oferă nicio educație în acest sens. Da? Deci, într-un fel, ce vrea să spună acest răspuns este că perspectiva conform căreia viața apare doar la naștere efectiv, era dominantă și, într-un fel, cugetul funcționează ca un fel de arbitru. El te condamnă pentru ceea ce știi că este rău. Ca urmare, e posibil ca să nu te condamne pentru ceea ce este rău, pentru că nu ești informat. Și aș sugera că o mare parte din schimbare are loc odată cu informarea, pentru că în momentul în care o persoană înțelege, în momentul în care apare viața, devine responsabilă, indiferent ce spune legea în acest sens.